Excelență. Reprezint un grup de tovarăși care din când în când pun mâna în cap câte unui puțui și-l fac unul. Cu ani în urmă, eu am fost puțuiul. Asta o ales pe tine. O să investim mult în tine, așa că trebuie să fim precauți. De ce am venit aici? Ca să-mi arătați ce pierd dacă n-ajung dincolo? Prospătură. Hai să-mi pierd. Ce faci? Renunți așa cu una, cu două? S-au întâmplat atâtea zilele astea. Am intrat într-un rahat de nu mă văd. Pardon, excuse-mă. A intervenit ceva și trebuie să ajungi în Franța imediat. Din clipa asta uiți de mine de tactul, de mâta, de tot. O să uite tot și că ai existat. Adică? Ți-ai strictul necesar și te muți în Belgia? A fost prin lagăre. La Belgrad, la Viena. Am spălat vase în Austria, am fost marinar pe Rin. Acum vin direct din legiune. Ce mai vrei de la mine? Ce crezi, mă, că mă joc cu tine? Un crimă? Îl dramatiză. O să pară un accident. Tu ești un accident. Al naturii. Știi ce? Mai bine chemăm poliția, nu mă interesează ce o să iasă. Pare-mi serios. De ce umbli cu mama aia? Îmi plac bărbații care salivează după mine. Și a fost destui. Dar abia aștept să văd ce mesaj aici cu Iubire să duci. Ajută-mă să ajung la el. Nume nou, acte noi, evitați orice persoană cunoscută și nu încercați să luați legătura cu nimeni din țară, indiferent ce se întâmplă. Ce să se întâmplă? Welcome to Romania! Trebuia să-mi stricați voi ziua. Nici acum n-ai înțeles cu ce ne ocupăm.